seara, dragii mei! Astăzi seara aș vrea să vă povestesc cum Dumnezeu, în mila lui mare, m-a vindecat de astm bronșic cronic. Am suferit de această boală 12 ani. Și când mi-a fost foarte greu, boala aceasta este o boală nevindecabilă, și aveam bebelaș în plasament, asistent maternal, și băiatul, un băiat care este mai mare, a spus: mami, hai să ne rugăm că Dumnezeu are toată puterea să ne dea un copilaș. Doctorii au spus că nu voi mai avea copii, aveam deja 2 copilași. Ne-am rugat timp de 3 ani și jumătate, soțul, eu și cei 2 copii. Și Dumnezeu, după 3 ani și jumătate de rugăciune, ne-a dat pe Samuel. I-am pus numele Samuel. A fost nașterea foarte grea, șanse a avut foarte mici de supraviețuire Samuel. Dar Dumnezeu socotește toate zilele fiecare dintre noi. I-a dat viață. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și a scris viață în dreptul lui Samuel. Și în timpul nașterii, fără să știu, era o doctoriță foarte... care nu și-a făcut treaba. Nu a avut grijă de mine. Eu aveam 35 de ani. Nu aveam oxigen și nu m-a ajutat. Și mi-a spus, după ce am născut, șansele sunt foarte mici pentru Samuel. Dar Dumnezeu, v-am spus, a scris viață în dreptul lui. Și în momentul nașterii, Dumnezeu s-a îndurat și m-a vindecat de astm bronșic cronic. Acum sunt 13 ani și jumătate de când trăiesc o mare minune. Toată slava și gloria să fie a lui Dumnezeu în veci. Fiți binecuvântați! Amin!